V-am promis de mai multă vreme că vă fac un clip pe tema parfumurilor foarte ieftine pe care le-am luat de pe import direct. Nu este niciun secret, nu e prima dată că fac cumpărături pe import direct, deja am devenit client fidel, am și avut colaborări cu ei, colaborez cu ei și pe partea de afiliere, de asta m-aș bucura foarte mult atunci când faceți cumpărături să folosiți linkul meu de mai jos din descriere. Dar cu toate astea mi-am satisfăcut o grămadă de curiozități pe care le aveam față de parfumurile de drugstore. Pentru că oricât de mult îmi plac parfumurile din zona de high-end, câteodată am câte o mare curiozitate și anume mă întreb, oare cum o mirosi un parfum de la Playboy? Bine, aici am un deodorant dintr-un set care a fost deodorant și parfum. Sau mi-aduc aminte, de exemplu, de un parfum, de fapt un body spray, parfum de o spray, Fleur de Paris, pe care o foloseam în facultate. Nici m-am gândit că-l mai găsesc. Adică a fost așa, oh! Bun. Și am zis, hai să le cumpăr. Pentru că trebuie să vă spun că și prețurile sunt mult sub ceea ce te aștept să fie ca și preț de supermarket. Vă dau doar un exemplu, tot ce înseamnă parfum Playboy este undeva până în 15 lei, pe acolo. Iar dacă vă duceți în supermarket, nu o să le găsiți sub 30 de lei. Ca atare, am zis, why not, hai să încerc. Și de obicei când fac comandă la import direct, fac comandă special pentru detergenți. Hârtie igienică, role hârtie, hârtie de copt, mănuși de casă, de astea de menaj, bureți de vase, detergent de vase, balsam de rufe am cumpărat pentru altcineva, care apropo de asta, știu că nu vă convine acea limită de 200 de lei, să știți că nici mie nu-mi convine, dar am înțeles foarte bine business-ul lor. Ei sunt un magazin profilat pe ceea ce înseamnă vânzări de finaluri de stoc, ei își pun un adaus foarte mic, iar ca să poată să-ți asigure aceste prețuri, normal îmi pun și un minim de comandă. Vrei, de bine, nu vrei? Știți că am filmul cu Seinfeld, cu magazinul ăla de supă, indianul ăla nebun care zicea, ok, next, dacă nu vrei supa în condițiile mele, mai departe. Eu, de exemplu, la unele comenzi m-am combinat cu mama sau cu vreo prietenă ca să luăm lucruri în plus. Apropo, mai au de la ei mereu de-astea absorbante, chestii de genă feminină și mai departe, pentru că la fel au prețuri foarte, foarte bune. Bun. Dar subiectul de astăzi sunt parfumurile și o să vă arăt așa cronologic am ce mi-a luat de la ei, nu înainte de a vă spune că, apropo, și rujul acesta pe care îl port de pe buze și care îmi place din ce în ce mai mult, este o banalitate de ruj de la Rimmel, nuanța 120. Mă știți foarte bine că eu sunt fandosită, adică eu când decid să-mi cumpăr ceva, un produs de make-up, am niște branduri din zona de lux bine stabilite, dar normal că apare și la mine curiozitatea. Ei, și când mă duc în supermarket și văd că e 20, 30, 40 de lei un produs de make-up de drugstore, zic, nie, nu știu, sunt mult mai zgâcită la capitolul ăsta de curiozități. Dar ăsta când a fost 8 lei, pe bune, adică n-am mai avut motiv să spun... nu-l iau. Cu ocazia asta recunosc că import direct, magazinul ăsta mă ajută să mai cunosc și piața de drugstore pe care eu în ultimii ani am cam abandonat-o pe zona asta de beauty pentru că nu sunt neapărat un consumator de drugstore. Sunt clar 80-90% luxury, high-end și cam 10, maxim 20% produse de drugstore. Să începem. Primul parfum pe care mi l-am luat de la import direct și pe care nu mai găsiți. Și cu ocazia asta fac un apel la voi. Dacă vedeți acolo stoc destul de mic, adică câteva zeci de bucăți, grăbiți-vă să vă cumpărați. Eu acum, de exemplu, stau un pic ofticată pentru că n-am reușit și eu să-mi iau setul Oscar de la Renta, care e ceva mai scumpicel, bine, scumpicel, despre ce vorbim. Dar parfumul în sine, pe alt magazin online, îl găsiți cu 160 de lei. Aici, cu 99 de lei, seturile alea de la Oscar de la Renta au parfumul, gel de duș și crema. Dar cred că luna viitoare, la comanda viitoare, tot mi-l iau pentru că a cumpărat Mademoiselle Loren și chiar astăzi a zis wow, chiar a făcut o super afacere. Așa și cu Kylie Minogue. Mi l-a luat când încă era pe stoc, l-am mai cumpărat pentru un prieten care este și el mare pasionat de parfumuri. Florin, te salut! Și am zis, bă, hai să-l prindem. Așa arată, nu-l mai găsiți acum pe stoc. Are așa acest aspect frumos de vintage style și cred că intră în acea zona a parfumurilor cu minți, un floral cu minte de purtat ziua și de câte ori vreți voi și care arată și foarte
Am ieșit din focus, nimic, ne întoarcem. E un floral fructat și foarte cu minte așa, nu e un care să-ți sară în ochi. Se așează foarte frumos pe piele, așa ca feeling, ca și cu mai avea un val de mătase roz. Asta îmi inspiră. Clar este un parfum recomandat și pentru adolescente. A fost undeva în jur de 20 ceva de lei. Alt parfum foarte scump, este cel mai recent pe care l-am cumpărat, dar despre care vreau neapărat să vă vorbesc. Este Vanderbilt, de la Gloria Vanderbilt, Jardin en New York, adică grădină la New York. Și pe asta chiar eram curioasă cum e, pentru că, na, parfum clasic Vanderbilt l-am mai avut, dar acest flancăr Jardin en New York nu l-am avut. Este vreo 20 și ceva de lei și ăsta. Tot așa, cutia foarte frumoasă. Este foarte mișto de pe un cadou. Și intră în zona aia a parfumurilor verzi, să spun așa, cu iasomie. Și ce îmi place enorm la acest parfum este că pe lângă notele de iasomie are acele note de floare de portocal, de neroli, care în general sunt preluate de multe parfumuri și din zona de drugstore, dar nu sunt atât de frumos puse în valoare. Oricum parfumurile, și ăla clasic Mauve Gloria Vanderbilt, pe care cred că încă îl găsit, de 23 de lei sau o chestie de genul ăsta. Are ceva din... mi inspiră ceva din parfumurile Elizabeth Arden. Nu știu de ce. Deci când l-am mirosit prima dată, vedeam așa că un amestec între green tea, white tea, dar mai adăugat ceva iasomie. Adică e din genul acelor, din seria acelor parfumuri florale ușoare de vară, dar totuși cu verdele ăla, cu verdeața aia, cu vegetalul ăla. Deci iasomia din parfumul ăsta mi se pare mai verde, dacă pot să spun așa. Adică nu e o iasomie de aia foarte dulce, e o iasomie mai verde și vine foarte frumos floarea de neroli peste aia. Și sticluța este superbă, adică pentru 20 ceva de lei și cutia și așa. Pe bune, chiar am zis... Nu, parfumul e foarte, foarte mișto. Foarte mișto e. Mă bucur foarte tare că l-am luat. Și asta acum am văzut că inclusiv pe capac este inscripționat numele Vanderbilt. Pentru că sunt niște detalii. Mie îmi plac genul ăsta de detalii la sticle și așa. Foarte, foarte drăguți. E un parfum care clar își merită nu că fiecare leuț, dacă să-ți gândesc numai sticla, dacă vrei să-ți cumperi recipient gol de parfum, te costă mai mult de atât de mare, te costă mai mult de atât. Deci pe asta chiar îți recomand tot sufletul să cumpărați cât mai găsiți stoc la el, pentru că am eu așa un feeling că dacă o să mai fie două, trei nebune ca mine care îl cumpără și îl recomandă pe la lumea din jur, se mai dă, cum fac eu, mă dau cu el și mă miroase altcineva, și vine cineva la mine și se dă cu el, ce mamă, ce mișto e, și după aia se dă și uite așa merge, se duce, poc, exact cum a fost cu ăsta, pentru că și eu și altă lume care l-a cumpărat a povestit despre el și la un moment dat a dispărut stocul, că știu, a mai rugat cineva, dacă mai fac comandă, să îl comand și ei, și am zis, a dispărut. Asta e că pe import direct dispare pe de stocurile, așa că atunci când vă place ceva, cumpărați repejor, pentru că după aia... Bun, de flori de Paris vreau să vă zic doar așa, este un parfum pe care, este parfum de osprey, deci pe ăsta l-aplicați pe corp așa, înainte să vă îmbrăcați, când sunteți doar în lenjeria intimă, să zicem așa, te învălui într-un și parfumul ăsta merge foarte bine, el în sine, singur. De apropo, dacă lucrezi într-un birou cu multă lume și nu poți să-ți iei un parfum, genul parfum, nu știu, să ții ceva de la Dior sau de la Chanel sau și să bubuie pe lângă tine, mai ales când e vară. Deci ești vânzătoare într-un magazin, ești un cosmeticiană, ești doctor, că apropo, chiar vorbeam la un moment dat cu una dintre doctorițele la care merg eu și a spunea că printre chestiile lor de deontologie ca și medic scrie clar că nu prea ai voie să te parfumezi ca și medic după orele de program. Adică nu cât intri în salon la pacient și așa mai departe. Ei, ăsta este genul de parfum floral pudrat din seria aia a parfumurilor vechi, un pic din seria primelor aldehidice, să zic așa. E ca un fel de urmaș mai umil și mai modest al lui Chanel 5, să zic așa.
Deci da, uite, cu asta, de exemplu, poți să te dai ziua, ești la muncă, nu știu ce, la 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 și nu vrei să dudui în jurul tău, să zică toată lumea, nu mai stă lângă aia, că miroase parfum de ți face rău. Aici sunt eu de multe ori în situația asta, uite, de-aia e bine că eu lucrez de acasă, că nu-i intoxic pe nimeni. Așa, și după aia, peste ăsta, după amiaza, seara, pot reaplica liniștită un Chanel 5, un parfum mai cu ținută. Foarte mișto ăsta, foarte mișto și are o ținută incredibilă, mi-e place foarte mult, că de câte ori mă dau pe corp și așa, por hainele, băi, și când le arunc la, când arunc hainele la spălat seara, vine un miros din coșul de rufe, scuze că vă dau detalii de asta, care par poate un pic horror, dar miroase încă se menține foarte bine pe haine, pe tot ce am purtat. Foarte mișto, îmi place asta. Și că tot vă vorbeam de ideea asta de o deodorant și de așa, sunt astea două, Coty Le Mans. Ăsta e Coty Le Mans, clasicul, și ăsta e Fleur de Rose. Asta e o interpretare foarte frumoasă a trandafirului. Eu mai dau aici în capac. Tare mult îmi place ăsta. Are și... un vetiver îmbrăcat în flori. Nu știu cum să vă explic chestia asta, că vetiverul e așa un parfum mai dur, mai bărbătesc. E mai pământiu, așa, nu știu cum să... E, și îmbrăcat foarte frumos în flori. Și eșua... Nu liliac. Frezie. Nu știu, floare de asta de primăvară. Amestecat așa, foarte, foarte frumos. Da? Iar Coty Le Mans... Ce să vă mai spun, ăsta e clar din... Era zic că ăsta e Chanel 5 toată ziua. Dar este un dupe foarte interesant pentru Chanel 5, deci la fel, dacă îți place Chanel 5, ăsta e mai... Ăsta e un Chanel 5 mai spre coco, mai călduros așa, mai cu consistență, zic, oricum. Foarte mișto, foarte mișto amândouă și nu regret absolut deloc că le-am cumpărat, ba chiar am avut așa o surpriză. Pentru că acum am și experimentez și chestia asta. Gel de duș parfumat, body spray și apoi parfum. Și apoi nu o să mai stea nimeni lângă mine, probabil. Sau tocmai vor fi alții la fel de nebuni ca mine care să și zic că, mama, ce miroase asta? Vai, dar ce ai combinat? Mie îmi place foarte mult să combin parfumurile între ele. Acum ca să nu fiu rotăceasă, și egoistă, i-am luat și soțului meu două chestii. Ăsta oricum este un Intesa unisex, da? Știți că ei fac acea serie mai, zic așa, mai senzuală. Și ăsta este un body fragrance de la Straight. Despre parfumele bărbătești nu prea pot să povestesc foarte mult. Chestia e că la fel, ăsta e vreo 6 lei, ăsta e până în 15 lei. Adică, cam an. Ăsta știu că... Ăsta are și o notă acvatică. Surprinzător, pentru că mă așteptându-mă la el, văzând ambalajul ăsta negru, ce e Straight Ahead și nu știu, mai scrie ceva pe acolo, pe el, n-am dat seama ce. Are și ceva, o notă acvatică, o notă rece, o notă mentolată, dar nu mentolată. Dar cum dacă parcă mi se pare că are și ceva dulce, nu știu, e un parfum foarte interesant ăsta pentru body spray, iar ăsta este așa, mai... General am observat că astea de la Intesa unisex sunt un pic mai puturoase, dacă dați voie să folosesc acest cuvânt. Adică, vedeți, ăsta nici nu mă dau acum, pentru că dacă o să mă dau, o să-mi umplu tot nasul și nu mai pot să vă povestesc despre celelalte pe care le am aici. Și închei cu două parfumuri florale și din branduri pe care le știți din alte zone, adică pe Adidas să-l știți din zona de haine de sport și Playboy, revista cu iepurașul cu fetele mai dezbrăcate. Dar Playboy pe de altă parte este un brand foarte serios. O să spun asta și o să repet, industria sexului făcută la acest nivel este foarte serioasă. Adică nu e nimic de râs în chestia asta. Hai, te dai cu parfum Playboy, adică nu e nimic, este un parfum Playboy. Și ăsta este Super Playboy. Asta mi-aduc aminte că este mult mai fructat față de celălalt. Mai dau un pic în cutie. Da. Fructe de pădure. Fructe de pădure. La greu e ăsta. Deci n-are, nu pot să zic că e sexy într-un sens cum se cheamă, de ăla așa voluptos, planturos. Pe când ăsta,
la care am și, ăsta e și deodorant pe care puteți să vă dați cu el în zona axilor, pentru că are și 0% aluminium salt, salts, adică are, nu are săruri de aluminium, anti-white marks. Singura chestie care nu îmi place la el este că totuși când m-am dat la rând, m-am dat o săptămână întreagă cu el, deja cam a 5-6 zi începusem să mă irit puțin. Deci el are totuși niște parfum în el. Deci ăsta gen să alternați. Azi mă dau cu ăsta, două zile mă dau cu alt deodorant. Oricum, cred că nici o femeie n-are un singur deodorant. Ăsta e un pic mai, să zic, obraznic, dacă pot să zic, ca și miros, dar nu obraznic într-un sens, adică poate să-l, puteți să-l purtați și la serviciu, pentru că este un parfum ușor și n-are o... nu o să mirosiți până la etajul 3 la contabilitate, dacă voi lucrați la parter. Adică are un miros cât de cât finuț, să spun așa. Are ceva din parfumurile de la Givenchy, v-a zis la un moment dat, din Dahlia. A fost la un moment dat o Dahlia, nu Dahlia Divan, un Dahlia de aia la mai roz de la Givenchy și nu le mai știu acum. Are ceva din ăla, pentru că mi-aduc aminte că atunci când au apărut Dahliile, eram foarte nebunită să-mi cumpăr o Dahlia, așa, și le-am tot mirosit și am avut eșantioane și de-aia mi-a rămas mirosul ăla în gât, așa îl simt, adică îl recunosc. Și are ceva, are ceva din Givenchy Dahlia. Nu știu dacă neapărat o fi creatorul comun, puteți să vă uitați și voi pe Fragrantica. Apropo, astea sunt parfumuri listate pe Fragrantica, adică nu e ca și cum sunt niște necunoscute. Iar asta de la Adidas, mi-aduc aminte că era o perioadă când, pe la primele mele joburi, când căutam prin magazinele de astea, supermarketuri, căutam deodorantele Adidas, gelurile de duș Adidas, îmi plăceau foarte mult. Și am avut și parfumuri la un moment dat de la Adidas. Mai, asta este un fructat floral. Da, asta e un fructat floral spre flori mai mov, așa. Asta are parcă un pic de liliac în el, nu știu. Dar un pic de liliac violetă, ceva, poate și de asta și culoarea, da. Acum, că toată lumea mă exasperează cu întrebările dacă aceste parfumuri sunt persistente. Băi, de câte ori pun review la un parfum, de orice, dacă pomenesc cuvântul parfum, este persistent? Este persistent? Da, este persistent! Acum, persistența pentru fiecare înseamnă altceva. Pentru mine, dacă un parfum îl simt în nări, în gât, în urechi, nu știu cum să mai spun, și la 3 ore după aplicare, da, eu îl consider persistent, îl simt fără să fac un efort, adică doar stând așa. Ba, deja dacă trebuie să-mi duc mâna la nas, înseamnă că nu este foarte persistent. But, dar, nu persistența este nota concludentă sau lucrul ăla major al unui parfum. Bă, dacă nu e persistent, nu e bun. Nu există așa ceva. Sunt parfumuri, de exemplu, cum sunt apele de colonie, care inclusiv alea scumpe, frate, alea de la Guerlain, care sunt 100 și ceva de euro, nu știu, 75 de mililitri sau o chestie de asta, Aqualegoriile, așa. Sau apele lui, escalele lui Dior, dar care sunt parfumuri care trebuie să fie reaplicate, dar asta este logica lor. E... Sunt diferențe între ritualuri. Sunt parfumuri alea foarte grele, foarte învăluitoare, care până nu mai scap de ele, gen ăsta, niște parfumuri de pe la Thierry Mugler sau Tom Ford, așa. Alea sunt gândite în felul acesta. Apoi sunt parfumurile normale care mai de... zic așa, care intră într-o zonă medie, care trebuie reaplicate undeva la 4-5 ore. Apoi trebuie să țineți cont și de corpul vostru. Sunt oameni care transpiră mai mult, sunt oameni a căror transpirație e mai acidă sau mai nu știu cum și asta afectează rezistența unui parfum. Poți să ai o zi mai proastă în care, apropo, și energia pe care tu o dezvolți ca și corp, că toți dezvoltăm în jurul nostru bioenergie, afectează felul în care se dezvoltă un parfum. Dacă dai parfumul și pe o eșarfă și o porți toată ziua, s-ar putea să țină mai mult. După aceea depinde și de tine ca personalitate. Sunt persoane pentru care un parfum persistent înseamnă mă dau aici și simte și vecina de la 20 de metri, de peste drum. Nu e bine nici rău, dar vreau să zic că persistența, eu nu pot să nu pot să spun, da, ăsta este un parfum persistent sau nu e un parfum persistent. Este o chestie very, very personal, dacă vă spun, foarte personal. Fiecare percepe asta,
cât de mult proiectează în jurul lui un parfum, că sunt parfumuri care te dat și miroase în jurul tău la 3 metri, cum este, de exemplu, ăsta, Ambră de la, din seria Les Orientaux de la Guerlain, care eu m-am dat cu el în sufragerie și soțul meu simțea în bucătărie, adică ai scuceam, dar da, ăla are o proiecție de sine rău. Și sunt parfumuri care nu pentru asta sunt făcute și vreau să zic că sunt parfumuri, uite, eu am acum, de exemplu, am de la Sensai un parfum. Și el intră exact în zona asta a parfumurilor asiatice, japoneze, care nu vor să bum, 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 care vor să meargă doar în zona de intimitate primară, să zic. Adică să te simtă cel care te ia în brațe, cel care te sărută, nu să te simtă și șoferul autobuzului că ești dată cu... sau conducătorul metroului și tu ești în ultimul vagon și el să știe, bă, s-a urcat una care s-a dat cu Tom Ford, știi? Cam... sau cu, mai știu eu, cu ceva. Am ales acum Tom Ford nu în sens peorativ, din contra, apreciez foarte mult parfumurile Tom Ford, dar ele sunt de parfumuri, într-adevăr, foarte, foarte... sau nazomatul. Bun. Ca tare, concluzione. Prindeți-l pe ăsta. Deci dacă îl mai prindeți, luați-l. Nu desconsiderați parfumurile de la Playboy, da? A fi sexy nu este egal cu a fi superficial, da? Nu uitați de acest ritual al body spray-urilor, da? Pe care le aplicăm pe corp, da? Pa-pam, nu la axilă. Ne uităm dacă acel parfum este dedicat axilei sau nu. Cu astea, de exemplu, nu ne dăm la axile pentru că sunt mult prea parfumate și ne putem irita. Te poți da foarte bine, ți-ai un stick ca să securizezi acolo zona, în zona axilei și în restul corpului te dai cu, pe restul corpului te dai cu chestia asta. Și cam asta vreau să vă spun. Deci dacă vreți să cumpărați, nu uitați să folosiți și linkul meu. Și mai ales dacă vă luați și alte parfumuri, vă rog eu tare mult, lăsați-mi aici în comentarii impresii, recomandări și din partea voastră, pentru că vă știți că de mai multe ori mă influențați voi pe mine decât vă influențez eu pe voi, că tot vorbim despre beauty influenceri.